Ok. Bună ziua, numele meu este Alexandru Vasile și astăzi o să avem un foarte scurt webinar despre noile tipuri de utilizatori. În mare parte o să discutăm despre ArcGIS Online. O să fie foarte scurt, nu o să fie cine știe ce demo-uri, doar o să vă povestim despre ce este vorba, cam un sfert de oră, după aia o să avem timp pentru întrebări dacă este cazul. Ca un cuvânt de introducere, platforma ArcGIS permite să se creeze conexiuni între persoane, locații și date și permite să-mi gestionez practic tot fluxul de lucru de la crearea datelor până la analiză, gestionare, partajare și așa mai departe. Și toate acestea sunt posibile datorită utilizatorilor din cadrul sistemului meu. Și până acum, dumneavoastră erați familiar cu două tipuri de utilizatori, care până acum erau numite Level 1 și Level 2. Inițial, la început, era existat doar Level 2. Era un singur tip de utilizator care le făcea pe toate. Putea să aibă rol de administrator, putea să colecteze date de teren, să-mi gestioneze datele, să-mi facă hărți și așa mai departe. După care a apărut nevoia din cadrul mai multor organizații de anumiți useri care nu au nevoie de toate funcționalitățile astea și n-ar avea rost să plătească un user întreg doar ca să vizualizeze. Și de aceea a apărut Level 1, în care acesta este doar, are capabilități de vizualizare. Se vadă un dashboard, se vadă un story map și așa mai departe. Dar cu timpul au început să apară diferite cereri de la multe organizații în care aveau nevoie de mai multe varietate referitor la tipurile de utilizatori. Și de aceea Esri a mai introdus, începând din release-ul din decembrie din ArcGIS Online, încă trei tipuri de utilizatori. Și ca idee, un user type, vedeți aici la asta se referă, este compus din trei lucruri, din identitate, adică cine sunt eu, din capabilitățile la care am acces, să vizualizez, să editez, să administrez și așa mai departe, și aplicațiile la care am acces. Le vedeți acolo în slide. Identitate, capabilități și aplicații. Și ca să vă dau o definiție, tipurile de utilizator oferă o modalitate flexibilă pentru ca utilizatorii ArcGIS să aibă acces la aplicații și capabilități de care au nevoie și acestea să fie la un preț corespunzător, adică nu toți utilizatorii au același cost. Și haideți să vorbim despre celelalte trei tipuri de useri care au fost introduși. Deci până acum aveam Level 1 și Level 2. Acestea rămân în continuare, dar când nu se mai cheamă Level 1 și Level 2, se cheamă Creator și Viewer. Level 2 este Creator, Level 1 este Viewer. Și haideți să vedem cam ce știu să facă fiecare. E destul de intuitiv în cauza că asta erați familiar și până acolo. Dacă ai idei, viewerii pot vizualiza elemente care sunt partajate de alți membri ai sistemului, inclusiv conținutul privat al organizației, unde îți fie publică informația aceea. Însă nu pot evita, crea, efectua analize sau partaja elemente în cadrul sistemului ArcGIS. O să iau o mică pauză, că mai puțin de multe ori să vorbești, să nu mă aud sau să nu se vadă slide-urile, dar văd că n-a scris nimic, deci este tot ok. Așa. Tipul de utilizator viewer este ideal pentru membrii organizației care au nevoie de acces la conținutul ArcGIS securizat pentru anumite segmente de public și pentru conținutul privat din cadrul organizației. Așa. Deci ăsta rămâne la fel, Level 1, pentru că acum o să chemem viewer. Așa o să apară și în organizația din ArcGIS Online. Numărul 2 este creatorul, care era Level 2 înainte. Creatorii au toate capabilitățile tipurilor care o să discutăm în continuare, generator, field worker și așa mai departe, plus capabilități suplimentare de creare, administrare și partajare a aplicațiilor ArcGIS, MapViewer, SimViewer, aplicații pentru birou și aplicații pentru teren. Tipul de utilizator creator este ideal pentru membru organizației care doresc să creeze hărți și aplicații într-un sistem WebGIS, să efectueze analize mai avansate cu instrumente de analiză și să utilizeze aplicații de teren. Deci asta e un lucru familiar cu acestea. Și în plus, ce am mai introdus Esri? Am mai introdus editorul, field worker și GIS professional. O să le vedem cel mai bine, haideți să mergem pe slide-ul următor, că vă dați seama de funcționalități, dacă le vedeți ca pe o scară. Deci cel mai de bază este viewer-ul, doar vede. După aia este editorul.
care acesta ce face. El poate să vizualizeze și să editeze datele din hărțile și aplicațiile ArcGIS care sunt distribuite de la alți membri, adică el nu face hărțile, el doar are acces și aplicații, doar are acces la ele și în cadrul lor poate să editeze datele. Nu pot analiza, crea sau partaja elemente în sistem. Tipul de user editor este ideal pentru membrii organizației care au nevoie să acceseze și să editeze date în aplicații ArcGIS, cum e Web App Builder sau aplicații configurabile, care sunt securizate pentru anumite segmente de public prin intermediul modului de partajare în ArcGIS. Tipul editor poate fi folosit și cu aplicații de editare particularizate create de parteneri ai industriei specifice eleze. Deci aici, dacă vreau doar să fac editări simple, nu trebuie să-mi iau încă un creator, pot să-mi iau și un editor. Acesta înseamnă poate să creeze hărțile și aplicațiile. După aia, în sus mergând către field worker, acesta are toate funcționalitățile celor din anterior, adică viewer și editor, plus poate colecta date în teren, pentru asta este creat. Pot vizualiza și edita datele din ArcGIS care sunt partajate cu acești membri. Ei nu pot crea sau partaja elementele și ce este specific lor este că au inclus acest Field Apps Bundle care include Survey, Collector și Workforce. Vedeți că Ezra m-a introdus o noțiune micuță de aceste bundle-uri de aplicații. Și vedeți că viewerul și editorul au acces la Essential Apps. Și o să vedem imediat în ce constă aceste Essential Apps. După aceea, Field Worker în plus are acces la Field Apps, care mai este Survey, Collector și Workforce. Creatorul, mergând mai departe, are tot ce au cei până acum și au mai acces și la Office Apps Bundle. Și după aceea, ultimul, tip de utilizator care are cele mai multe privilegii, funcționalități și aplicații este GIS Professional, care acesta puteți să vă închipuiți doar ca un creator care mai are acces la ArcGIS Pro, la partea de desktop. Și este fix același mod de licențiere, în sensul că am pot să am Basic, Standard și Advanced, ca la partea de desktop. Dar e un mod mai ușor de a vedea ca un ca un gradient între acești utilizatori, la Viewer până la GIS Professional. Ezri, în primul rând, a introdus asta din cauza că fiecare dintre acești user types, au un cost diferit. Evident, Viewer este cel mai ieftin, GIS Professional este cel mai scump. Și asta permite organizațiilor să aibă mai multă flexibilitate în modul în care își modelează organizația lor în cadrul ArcGIS Online. Adică până acum era cam obligat să ia, dacă vrea să aibă 5 utilizatori, își lua 5 de tip creator. Dar acum, în final, utilizatorul în final o să iasă mai ieftin, din cauza că o să, poate nu are nevoie de 5 creatori, are nevoie de un creator, 3 viewer, un editor și un field worker. Și având prețuri diferite, o să iasă mai ieftin. Vă spuneam de app bundles. Acestea sunt Essential Apps, care vin la partea de viewer și editor, care este SceneViewer-ul, Web App Builder-ul și template-urile configurabile, dar aici se referă doar la vizualizare. Adică nu pot să folosesc Web App Builder-ul ca viewer și să-mi creez aplicații, la fel și pentru story map pot să le văd, dar nu pot să le creez, și la fel și pentru dashboard. Field Apps Bundle, care este specific field worker-ului, utilizatorul din teren, Collector, Survey și Workforce și în plus ce au creatorul și GIS Professional în plus sunt Maps for Office și Maps for SharePoint. Cam asta a fost ideea, nu extraordinar, nu complicat, dar mai sunt câteva lucruri care vreau să le spun. Ezri a strâns niște frequently asked questions, niște întrebări, la care să trecem rapid prin ele și după aia, dacă mai aveți întrebări, puteți să înscrieți acolo și o să răspund, sper că știu. De-abia am avut și noi acces la informațiile astea. Deci, când vor fi disponibile aceste tipuri de utilizatori? Acestea sunt deja disponibile de la release-ul de ArcGIS Online din 4 decembrie. Ce se va întâmpla cu level 1 și level 2 în sistemul de ArcGIS? Ele vor rămâne la fel, nu s-a schimbat nimica, doar că vor apărea acolo, nu mai va scrie level 1, va scrie viewer și nu mai va scrie level 2, va scrie creator. Dar vor rămâne totul la fel.
Pot utilizatorii anonimi, adică fără care să nu fie autentificați, să vadă aplicațiile și conținutul meu web? Adică dacă eu am făcut un, să zicem, o aplicație publică, poate să o vadă cineva care nu are niciun fel de user sau va fi nevoie să-și cumpere viewer, că mulți au, multă lumea așa crezi. Nu, atâta timp cât conținutul e public, e ca până acum, poate să-l vadă oricine, nu are nevoie de niciun user. Haideți să vedem următoarea întrebare. Mai au apărut cazuri în care au zis, ok, eu vreau, de exemplu, vreau un editor și nu vreau să dau banii pe un field worker în cauza că este mai scump, dar mai trebuie cu o aplicație care nu este specifică editorului, cum ar fi Collector. În cazul acesta sunt aplicații add-on, adică eu pot să-mi cumpăr un editor care are un anumit preț și după aceea să mai cumpăr pentru acest editor încă o aplicație, să zicem Collector. Da? Deci azi vă citesc exact răspunsul. Tipurile de utilizatori includ diversitatea capabilitățile și aplicațiile. Dacă un membru are nevoie de acces la aplicații suplimentare care nu sunt incluse în tipul de utilizator, acestea pot fi adăugate. De exemplu, dacă un membru de tip editor care trebuie să folosească Collector pentru ArcGIS pentru munca sa, Collector for ArcGIS poate fi achiziționat și atribuit unui anumit membru pentru a avea acces la această aplicație. Trebuie să aveți și în considerare faptul că nu poți să atribui orice aplicație oricărui tip de utilizator. De exemplu, nu poți să atribui Collector unui viewer din cauza că nu are logică. Viewer doar vizualizează, nu are capabilități de editare. Da. Deci sunt anumite, am voie să adaug anumite aplicații doar anumitor tip de user. Dar credeți-mă, este foarte bine pus la punct, în sensul că n-are rost, de exemplu, să adaug un editor cu Collector, mai bine iau un editor cu Collector sau mai bine iau un field worker. Așa, mergem mai departe. Cum funcționează creditele acum că sunt mai multe tipuri de utilizator? Funcționează exact așa cum au funcționat și până acum. Fiecare tip de utilizator poate utiliza creditele determinate de privilegiile pe care le-a atribuit prin roluri și serviciile de ArcGIS online. Deci totul rămâne la fel. Aceste tipuri de utilizatori vor fi disponibile și în Enterprise. Până acum am vorbit de mare parte de ArcGIS online. Și da, aceste tipuri vor apărea și pe partea de on-premise, pe ArcGIS Enterprise, dar la următoarea versiune, la 10.7, care momentan este programată pentru martie 2019. Pot schimba tipul de utilizator al unui membru existent? Da, ca administrator pot să fac acest lucru. Mai departe. Dar ce înseamnă ca un tip de utilizator să fie compatibil cu o aplicație și o aplicație specifică rolului sau un add-on? Tipurile de utilizator au acces la diferite capabilități. Din acest motiv, nu toate tipurile de utilizator sunt proiectate să funcționeze cu anumite aplicații. Spre exemplu, un utilizator din tip Viewer nu este compatibil cu Collector, am zis și eu exemplul ăsta, deoarece scopul aplicației este de a adăuga date și de a edita. Același concept se aplică și rolurilor. Spre exemplu, un field worker nu poate fi atribuit un rol de publisher, adică nu poate să publice, deoarece tipul de utilizator nu are acces la aceste funcționalități de publicare. Pentru acesta am nevoie de creator sau ArcGIS Professional. Ce tip de utilizator pot fi administratori în cadrul organizației? Și acesta trebuie să fie, cum am zis mai devreme, creator sau GIS Professional. Nu pot să am viewer care să-mi administreze organizația mea. E și logic. Asta era și până acum. Ce sunt aceste bundle-uri, pachete de aplicații? Pachetele de aplicații sunt grupuri de aplicații utilizate în mod obișnuit împreună, care sunt reduse când sunt achiziționate la pachet. Există trei pachete, cum am zis, Essential Apps, Field Apps și Office Apps. Toate cele cinci tipuri de utilizator includ Essential Apps. Office Apps nu pot fi decuplate, adică nu pot să sparg Office Apps în bucățele individuale. Trebuie să-l cumpăr ca pachet.
Tipurile de utilizator, creator și GIS professional includ aplicațiile Office Bundle. Aplicațiile din pachetul pentru teren sunt inclusele pentru field worker, creator și professional. Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă un utilizator căruia i-a fost atribuit un user type de tip editor încearcă să se conecteze la collector, la o aplicație care nu are acces. Acesta va primi un mesaj de eroare, foarte simplu, zice că nu are aceste privilegii. Există aplicații care sunt incluse și nu e nevoie să fie atribuite și cumpărate ca aplicație add-on? Da. Și acestea sunt Explorer for ArcGIS, ArcGIS Earth, ArcGIS pentru AutoCAD, ArcGIS Companion și ArcGIS Maps for Power BI. Astea sunt, puteți să vi le descărcați oricând. O altă întrebare, utilizatorii pot crea propriul lor tip de user? Nu. Momentan acestea sunt, puteți să vă jucați din aplicațiile add-on, din rolurile din cadrul organizației și din aceste user types. De unde pot cumpăra utilizatorii și tipuri suplimentare de utilizatori? Din Esri Store și contactându-ne pe noi. Puteți face și upgrade între tipurile de utilizatori. De exemplu, dacă am un viewer, pot să-l upgradez, să-l duc către editor și așa mai departe. Așa. Dacă aceste tipuri de utilizatori sunt disponibile pe termen scurt, de exemplu lunar, să-mi iau un viewer câteva luni sau un creator, momentan nu există, sunt doar anuale, cum erau și subscripțiile până acum. Dacă sunt disponibile reduceri de volum pentru tipuri de utilizator. Da, și acestea erau valabile și până acum, înainte de aceste noi tipuri. Dacă treceți la un anumit prag de număr de utilizator, sunt alte prețuri. Întrebarea este dacă pentru ArcGIS Enterprise, deci on-premise, până acum level 1 erau pentru Enterprise, erau incluse un număr nelimitat atâta timp cât îmi permitea partea de harci. Întrebarea e dacă acestea vor fi primite în continuare când achiziționezi un ArcGIS Enterprise. Și da, modelul de afaceri, business model, rămâne același. Aici este un asterisk, acesta nu este valabil pentru workgroup standard și advanced. La workgroup este un număr limitat de level 1 de viewer. Deci e la fel ca până acum. Așa. Când pot să-mi adaug aceste noi tipuri de utilizatori, dacă vreau să mai cumpăr, v-am zis, din decembrie sunt disponibile și puteți să le achiziționați. Mai avem o întrebare aici să văd și am cam ajuns la sfârșit. Da, era una legat de parteneri, dar nu știu. Ok, deci cam asta am avut eu să vă arăt. Vedem că deja avem aici niște întrebări. Se poate avansa de la un tip de utilizator la altul? Da, se pot. E un upgrade, plătiți diferența. Momentan, deci dumneavoastră puteți aveați ori level 1, adică viewer, creator sau GIS professional. Deci puteți să treceți la viewer, la creator. În cazul Enterprise Agreement, cum este transferat nivelul de utilizatori? Level 2. Nu înțeleg întrebarea asta, sunt poate nu. Într-un Enterprise Agreement, cum este transformat nivelul de utilizator level 2? Deci, am o
cum FAQ aici, un frequent asked question asemănător și vedem dacă se aplică. Dacă există vreo modificare la Enterprise Agreement. Și zice așa, noile tipuri de utilizator nu ar trebui să producă nicio modificare semnificativă a contractelor Enterprise Agreement-urilor personalizate. Fiecare EA, Enterprise Agreement, este o negociere unică bazată pe cantitate și pe fluxurile de afaceri la organizație. Noile tipuri de utilizatori și prețurile reprezintă alinierea cu modelele noastre actuale stabilite și prețurile de Enterprise Agreement. Deci fiecare EA este o negociere unică. Depinde de la un client la client, dar n-ar trebui să apară probleme. Ok. Alte întrebări? Haideți să închid un pic slide-ul aici și să vedem, mai aveam unul pe care vreau să-l arăt. Vedeți aici, poate mai ușor de vizualizat aceste aplicații care sunt incluse. Vedeți, la Viewer, ce este cu alb înăuntru, înseamnă că poate să vizualizeze, nu poate să îl folosească la capabilitate maximă. Adică, în Scene Viewer, Story Map, Operations Dashboard, poate să le vadă. Ca să le creeze, vedeți că trebuie să fiu creator sau JS Professional. Cele cu galben sunt aplicații care pot să le adaug. Și acestea sunt cel mai logic, v-am zis, la editor pot să adaug survey, workflow sau collector. Dacă le adaug pe toate trei, deja se transformă în field worker. Și la creator pot să adaug ArcGIS Pro și v-am zis să ajunge la capabilitățile de JS Professional. Da. Și acestea sunt aplicațiile add-on premium, adică contra cost, și cărui utilizator pot să le adaug. Da? Nu are rost să adaug insights unui viewer. Acum fac analize, fac... analize intuitive. Și dacă mai aveți întrebări, există și acest blog post. What's coming in RGS Online, puteți să scrieți pe net RGS New User Type și este un videoclip foarte similar cu ce vreau l-am arătat eu acum și mare parte povestește ce v-am zis eu acum despre aceste essential articles, despre bundle-uri, role-uri și așa mai departe. Ok, haideți să vedem dacă mai apărut întrebări. Nu am mai apărut. Ok. Cam asta a fost, v-am zis, un webinar scurt. În caz că aveți întrebări, puteți să ne contactați. Eu o să postez și videoclipul ăsta și pe pagina noastră de YouTube și puteți să mai vizualizați acolo dacă aveți nevoie. Ok. Vă mulțumesc mult și vă urez o săptămână frumoasă.